Bun găsit tuturor, vă știre despre vreme încep să fie ceva mai bune. Deși va mai ninge în aproape toată țara, temperaturile pe timpul nopților vor fi ceva mai prietenoase, iar ziua maximele vor atinge chiar și 5 grade Celsius. Cu detalii vin imediat după generic. Așadar, în această noapte la Târgu Jiu, minima ajunge până la 1 grad Celsius. Ziua de mâine va fi ceva mai prietenoasă. Va mai ninge slab, însă maxima atinge 5 grade Celsius. Și la Turceni, minima acestei nopți va fi una pozitivă. Mai exact, în termometre se vor înregistra 2 grade Celsius. Va continua să ningă slab inclusiv mâine, atunci când maxima atinge 4 grade. La Rovinari, noaptea aduce o minimă de 2 grade cu plus și ninsoare slabă, care va continua și pe parcursul zilei de mâine. Maxima zilei de joi pentru acest oraș este de 4 grade Celsius. La Motru, în această noapte, termometrele vor indica 0 grade. Ninsoarea continuă și aici până mâine, atunci când maxima va fi de 4 grade cu plus. Locuitorii orașului Bumbești, Jiu, vor avea parte în această noapte de o minimă de 0 grade. Ziua de joi vine și aici cu o maximă de 3 grade, însă ninsoarea va continua slab. La Rânca va continua să ningă în această noapte, iar minima va fi de minus 1 grad. Ninsoarea va continua și mâine, atunci când maxima va ajunge până la 2 grade cu plus. Și în celelalte orașe mari din Oltenia, vremea devine ceva mai caldă, însă în acord cu data din calendar. La Râmnicu-Vâlcea, noaptea ce vine aduce 1 grad în termometre și ninsoare slabă. Mâine și aici, maxima va fi de 4 grade, însă va continua să ningă slab. La Craiova, în această noapte, minima ajunge până la 0 grade. Pe parcursul zilei de joi, maxima ajunge până la 2 grade și va ninge slab. Și în județul Mehedinți, temperaturile vor mai crește. Așadar, la Severin, noaptea vine cu o maximă de 1 grad. Joi, maxima ajunge până la 4 grade, iar ninsoarea va continua până spre seară. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme. Vă las cu Talida Stănică, ea va duce chiar acum știrile din sport.